După 9 ani petrecuți la clubul condus de Gheorghe Tadic, Georgiana Ciuciulete și-a luat aseară adio de la publicul zălăuan și de la colegele sale, primind buchete de flori din partea conducerii tehnice și administrative. Ultimul meci din ediția 2014-2015 a Ligii Naționale a însemnat pentru HC Zalău despărțirea de capitanul Georgiana Ciuciulete. După 9 ani în care handbalista originară din Băilești a evoluat pentru formația condusă de Gheorghe Tadic, echipa zălăuană a învins ieri după amiază pe teren propriu cu scorul de 37-19 CSM Ploiești, încheiind pe locul 7 actuala ediție de campionat. Având în vedere că diferența era de 10 goluri, 18-8 încă de la pauză, Tadic a încercat mai multe formule de joc în partea secundă, dându-le posibilitatea să evolueze tuturor handbalistelor aflate pe bancă. Georgiana Ciuciulete a fost oprită pe bancă în minutul 39, dar Tadic a retrimis-o în teren în ultimele minute, știind că va fi meciul de final, căruia își va lua adio de la publicul zălăuan. Chiar dacă pe parcursul jocului nu și-a încurajat favoritele, deranjați de faptul că la finalul meciului cu Brăila jucătoarele nu au mers să salute publicul, membrii galeriei s-au ridicat în picioare în ultimele minute, scanându-i numele Georgianei Ciuciulete. Vizibil emoționată la finalul partidei, handbalista originară din Băilești nu și-a putut ascunde lacrimile. Georgiana, un moment delicat pentru tine, te desparți de echipa la care ai evoluat 9 ani. Da, într-adevăr, cel mai greu meci din viața mea. Vă mulțumesc la tine și vă urez multă baftă în continuare. Poți să ne spui câteva cuvinte cum au fost cei 9 ani? Da, au fost 9 ani frumoși, cu bune, cu rele. Din partea mea o să-mi aduc aminte cu plăcere acești ani. Sper că și dumneavoastră toți și o să ne mai vedem pe viitor. Tadic, un antrenor care îi place să crească jucătoare, probabil și la evoluția ta a avut un aport. Da, într-adevăr, normal, nu am venit ca junioară. Îi mulțumesc pe această cale, domnul profesor. L-am crescut aici. Acum, cred că fiecare om trebuie să aibă o schimbare în viața lui. Cred că a venit momentul să am și eu această schimbare. Capitanul echipei zălăuane a primit la final buchete de flori în semn de mulțumire din partea președintelui Tiberiu Marc, a conducerii tehnice, a acționarilor și sponsorilor, dar și din partea galeriei, în timp ce colegele de echipă i-au mulțumit fiecare în parte pentru anii petrecuți împreună, urându-i succes la viitoarea sa echipă.